Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu. Mă bucur să putem discuta astăzi despre instrumentele cele mai importante din piețele valutare. Pentru euro avem însă o situație destul de liniștită, probabil că tehnicile aplicabile intervalului sunt cele mai utile în momentul de față. Spre exemplu, în ultimele ore, 1.2245, 1.2284 sunt reperele cele mai importante. Iată că am avut o corecție, am urmat direcția descendentă în ședința de ieri, o direcție care însă nu ne-a impulsionat către un nou trend. Regulă. Deci, spuneam că mica depreciere a euro de ieri nu ne-a scos dintr-un interval mai larg de consolidare, fiindcă am avut la un moment dat elemente pozitive, anume acea promisiune că fondul FSF va avea la dispoziție sume pentru a interveni în piață cumpărând titluri de stat spaniole, dar această informație pozitivă nu a putut susține foarte mult cotațiile euro într-un context în care dobânzile cerute Spaniei pentru titlurile sale pe 10 ani au continuat să crească. Licitația de titluri de stat spaniole a arătat o cerere în scădere și statul iberic a fost obligat să plătească dobânzi destul de ridicate, deci peste pragul de 7% pentru prima oară de când există moneda unică, ceea ce a fost evident un semnal negativ pentru piețe, dar un semnal negativ care nu a creat acea emoție pe care a fi creat-o acum mai multă vreme, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, caracterul de noutate al acestor vești s-a mai atenuat. Acum, dacă în Germania votul a fost unul constructiv, piețele rămân totuși în așteptarea unor informații noi pentru a căpăta direcție. Și aceste informații ar putea veni dinspre discuțiile ce au loc între membrii Eurogrupului în ședința de astăzi, fiindcă altfel date importante programate dinspre Europa sau dinspre Statele Unite nu prea mai sunt. Am avut în zona euro indicele de inflație la nivelul producătorilor în Germania, care a fost sub așteptări, dar oricum se știe că Banca Centrală este înclinată spre noi măsuri de relaxare, dar cel mai probabil nu la următoarea ședință de politică monetară, ci ceva mai înspre toamnă. Deci, dacă nu avem cumva vreo surpriză de la această reuniune, probabil că euro rămâne în cel mai bun caz într-o evoluție laterală, dacă nu cumva ne îndreptăm spre o tendință corectivă. În această logică ar interveni, evident, pe termen foarte scurt, 1.2245, sub acesta ar fi reperul de la 1.2228, și apoi ar trebui să ne punem probleme serioase în legătură cu această dinamică pozitivă, care ar avea șansele de a deveni un mini-trend ascendent numai dacă spike-urile sub această referință de 1.2240 în perioada actuală, deci sub linia inferioară de trend, ar fi temporare. Dacă alunecăm doar temporar și avem acea revenire, putem continua o consolidare cu o pantă ușor pozitivă, dar o închidere net sub acest 1.2240, apoi sub 1.2225, ne-ar putea împinge în cele din urmă sau ar putea crea tentații pentru a verifica suportul de la 1.2160. Ședința se anunță destul de liniștită deocamdată, și probabil că veștile și informațiile noi venite despre Eurogrup ar putea fi o sursă de direcție. În opinia noastră rămâne de văzut dacă va fi suficient pentru
pentru a impulsiona încrederea în moneda unică. În cazul unor vești favorabile, probabil că vom atinge nivelul de 1,23-22 și apoi tendința devine cu adevărat observabilă și cu adevărat relevantă dacă depășim acest 1,23-31, fiindcă în acel context putem viza atingerea retragerii de 38,2 din toată mișcarea descendentă, undeva la 1,23-65. Lira sterlină a intrat pe o mișcare corectivă firească în momentul de față, în orizontul macro. Am avut din Marea Britanie ieri vânzări cu amănuntul sub așteptări, dar cu toate acestea, tendința a fost una constructivă, iar corecția de astăzi ar putea fi teoretic amplificată de datele din sectorul public. Se așteaptă un deficit lunar de 11,8 miliarde de lire sterline. În reducere este drept față de cel de 15,6, dar să vedem dacă cifrele vor fi în această regiune sau cumva vom asista la un deficit ceva mai amplu. În momentul de față, semnalul tehnic oferit de acest pattern a fost unul negativ și putem să ne gândim la mai multe niveluri de suport. Unul dintre ele ar fi cel de la 1,5677, retragerea de 38,2 pe ultima mișcare. Al doilea ar fi în zona de 50%, dar probabil cel mai puternic este în zona 1,5640, vechea linie superioară a canalului de trend, deja străpunsă, și de asemenea o zonă apropiată de retragere de 69,70,7 în funcție de momentul în care s-ar putea ajunge aici. Chiar dacă în clipa de față asistăm la o tendință corectivă, pentru lira sterlină, eu cred că poate fi util să ne gândim că astăzi, în ultima ședință a săptămânii, închiderea deasupra sau dincolo de nivelul de 1,5690 ar fi o închidere pozitivă, în timp ce o alunecare până spre 1,5660-70 ar fi un indicator negativ pentru debutul săptămânii viitoare. Am avea un fel de dark cloud cover și ar fi un indiciu de slăbiciune. Dacă însă cotațiile alunecă și revin pe final, atunci debutul săptămânii viitoare ar putea să aibă o notă mai optimistă. Piețele de capital sunt într-o așteptare mult mai liniștită. După reacția pozitivă, iată veștile mai puțin entuziasmante ale după-amiezii nu au făcut decât să ducă la o perioadă de pauză și în continuare 6777 este o rezistență importantă și linia superioară a acestui canal de trend proiectat. Cam așa arată liniile de trend ajustate mai frumos și odată cu depășirea acestui 6777 ne-am putea gândi la proiecția, de exemplu, a acestui interval de consolidare, ceea ce ne-ar oferi un target în zona 6831 de puncte. Este posibil ca această străpungere să se facă în sens ascendent. Dincolo de acest palier, ar trebui să trecem deja pe intervale mai largi de timp și să ne gândim, de exemplu, la 6883 ca posibil nivel de rezistență. Abia o alunecare sub 6733 ar însemna probabil retestarea acestei linii de trend și o mișcare undeva către 6700 de puncte și poate chiar ușor sub. Am estimat că în acel caz 6693 ar fi un nivel tentant pentru vânzători, nivel care să însemne și acoperirea gapului anterior. Ca o observație secundară, dacă acest gap este unul de continuare, am putea obține de asemenea un target undeva în zona 6818 puncte, ceea ce ar valida oarecum formațiunea de consolidare
în cazul unui breakout peste 6777. Deci aceasta pare fidelizarea cea mai probabilă, dar evident în cazul în care înainte de a străpunge această rezistență avem o chidere negativă, putem viza inclusiv din punctul de vedere al altor indicatori decât amplitudinea intervalului de consolidare, putem viza nivelul de 6693. Prețul aurului nu a urmat o pantă negativă, a urmat chiar o tendință de apreciere. Băncile centrale ar putea fi chemate să facă mai mult în momentul în care datele nu sunt extrem de încurajatoare și, de exemplu, ne gândim la vânzările de case noi din Statele Unite, care vânzările de case existente, care au coborât la un ritm anualizat cu totul surprinzător, 4,37 milioane de unități, în timp ce în sectorul de producție din regiunea Philadelphia am avut în continuare o valoare negativă și o valoare mai slabă decât cea așteptată, ceea ce indică perspective destul de puțin vesele pentru acest sector. Toate acestea permit, evident, speranțe pentru o acțiune mai hotărâtă din partea băncii centrale și stimulează apetitul pentru aur, care este, din punctul nostru de vedere, în continuare într-o perioadă de indecizie, dar în debutul săptămânii viitoare nu este exclusă o mișcare direcțională mult mai puternică. O vom încerca să o analizăm probabil în ședința de luni a săptămânii viitoare. Petrolul a continuat o tendință de apreciere care a accelerat în afara canalului deja stabilit. Este susținută atât de, sau fusese susținut atât de sentimentul de optimism, cât și de estimările statului american, potrivit cărora Iranul pregătește acțiuni răzbunătoare și între acestea, ideea ar fi de afectarea a tranzitului de petrol prin Golful Persic, chiar în lipsa unui conflict militar deschis. Aceste presupuneri au susținut cotațiile petrolului, care însă, în momentul de față, rămâne mai degrabă o potențială victimă a unor corecții negative. Raliul a fost unul extrem de lin și destul de important. 1000, aproape 10 dolari, deci aproape 1000 de pips, și am avut câștiguri pe acest instrument în mai puțin de 2 săptămâni, într-o săptămână și puțin, ceea ce ar face destul de vulnerabilă piața la corecție. Ne-am apropiat de nivelul de retragere de 50%. Ipoteza noastră ascendentă rămâne în linii mari, în vigoare, dar pe termen scurt există riscuri destul de importante pentru o corecție, iar această corecție ar putea să ne conducă în prima fază către 106,88. Ar fi mai frumos dacă am vedea cotațiile alunecând către 105,92 sau în această regiune, dacă am alunecat și sub acest palier, ceea ce pare totuși discutabil în lipsa unor evenimente importante. Acoperirea gapului de la 105,25 pare de asemenea foarte posibilă. Leul este iarăși într-o perioadă de consolidare, de data aceasta după nivelul de 4,5668, deci o consolidare care iarăși are mai degrabă o componentă constructivă a prețului, a euro-ron, deci una negativă pentru leu. Probabil că dacă și la finalul ședinței de astăzi rămânem deasupra lui 4,5668, atunci următorul prag ce ar putea fi atins într-un orizont de câteva ședințe ar fi acel 4,60. Și presiunile acumulate pe leu, deși anumite răspunsuri politice de la București au fost efectuate ca răspuns la
presiunile internaționale. Toate acestea nu sunt indicii foarte constructive și foarte bune pentru moneda românească. Există un apetit pentru vânzarea de lei care, deși nu este extrem de agresiv, e totuși ferm și susținut în timp. Iată că mișcarea de la 4,43 până spre 4,57 s-a făcut fără corecții majore și doar cu momente de pauză. Ceea ce, iarăși tehnic vorbind, nu este un indiciu foarte bun. Probabil că următorul prag ar fi 4,60. BNR sau apetitul pentru risc cu originea în Europa ar putea fi sursa unor corecții mai importante pe euroron, dar acestea sunt mai degrabă evenimente cu statut de excepție și nu de logică firească. În cazul unei închideri totuși sub 4,5668, putem reveni la nivelul la dinamica laterală între 4,5373 și 4,5668. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, să aveți parte de un weekend plăcut și odihnitor. Toate cele bune, la revedere!